Mihaela Tatu este acum alături de noi. Sper că ți-a plăcut, nu? De 3 ori 20 de ani, e frumos. Mult. Te pup. Na, să știi că tot am un ghimp. O clipă? Da. Să știi că tot am un ghimp împotriva ta. Te rog, care? Cum ai putut să mă chemi la emisiune într-un moment de acesta în care ați avut concurs? Poftă, numele tău e Tatu. A fost greu pentru tine, a fost greu pentru ei, a fost greu pentru tehnic. Noi am cedat. Dar eu... Ai cedat? Ce să cedez? N-ai mâncat nimic de nu cedez nimic, nici ardealul, nu cedez nimic, nimic. Nici poftă, da, nimic nu cedez. Încă nu mi-a stat nimic, a trebuit să intru. Asta se întâmplă, dragii mei. Iată cum, practic, invitații noștri suferă în spatele camerelor da, de filmat. Da, am o siluetă. Băi, de invidiat. La de două, de trei ori 20. Da, super. Unde vrei să stăm? Acolo, că-mi place, uite, mă integrez. Foarte bine, te rog mult de tot. Și nu de alta, dar văd că genunchiul ăsta funcționează, Mihaela, impecabil. Genunchii, iartă-mă, că e amândoi praf. Da, acum sunt bine. Să nu intrăm în niște subiecte din astea. E toamnă, e umezeală. Dimineața până mă ridic din pat. Ei, cam așa ceva. Mă, ciucă, ți-ai făcut mă test să pui mâna așa pe genunchi? Dar să știți că există tot felul de tratamente de medicină regenerativă cu PRP băgat pe aici, băgat pe peste tot și se regenerează, ci că se reface și cartilagiu. Devii mai tânăr? Lasă tinerețea de aici, că aici e praf. Aici... La genunchi, să urcăm, să coborâm, să încălecăm, să asta mergem pe munte. Deci dacă e de urcat, încălecat și de urcat pe munte, e ce trebuie, ciucă, să ne dai adresa pentru PRP, da? Tot îți dau, tot București e plin. Oameni buni, ea este celebra Mihaela Tatu, o femeie superbă, extraordinară, pe care o știți. Eu mă bucur de fiecare dată când vii la emisiune. Pentru că adevărul este că te ved cam rar. De ce, draga mea? Călătorești mult iarăși, știi bancul cu Eva? E valabil pentru tine, nu pentru mine. Care e Eva? E valabil pentru tine. Bine că ne vedem rar. Iartă-mă, da, am amestecat un pic rozeul ăla cu roșu și... Am să mă răzbun toate aceste minute cât stau cu tine. Ai amestecat și ceva cu doi de ou și cu tărie și cu roze și cu mâncarea. Suntem dacă chinuiți aici, cum miroase în platou. Aici, da, dacă am călătorit? Da. Tot timpul, crede-mă, e atât de frumoasă viața. Când ți-ai schimbat tu viața brusc și cum ai făcut treaba asta? Acum 10 ani. Mă întreba reporterița care de ce aniversarea la 40 până la 60? Și i-am spus că nu mi-aduc aminte de aia 50 ce s-a întâmplat, pentru că eram în perioadă de tranziție. București, Oradea, ce caut acolo, dar ce-mi place acolo, dar n-am niciun motiv, dar ce bine mă simt. Și după aceea am început să mă așez în noua directivă profesională pe care am ales-o și pentru care m-a pregătit de m-a călcat nevoia. Și am început să-mi dau seama că trebuie să bifez niște lucruri pe care mi le-am dorit toată viața și n-am putut, pentru că trebuie să fiu nevastă, pentru că trebuie să fiu mamă, pentru că trebuie să fiu fiică și tot felul de rudă și alte preocupări. Și acum le fac. Și deci, practic, s-a întâmplat să... De prin 2006 am început să mă gândesc eu cu seriozitate la mine, după care a început 2011, 2012 și din 2012 am mare grijă de toate visurile mele care trebuie să devină realitate. Îți pare rău că n-ai început mai de mult treaba asta? Transformarea asta? Nu, pentru că dacă începeam mai de mult această transformare, nu-mi făceam datoria ca mamă, soție, fiică, soră și așa mai departe. În concluzie, și nu cred că aș fi prețuit ceea ce am acum, însă acum când știu că în spate e cât e, dar nu mai știu cât e în față, prețuiesc fiecare minut. De asta veneam acum cu un șofer de taxi, nu acum, mai de dimineață, și îmi spunea: Doamnă, dar tot timpul tristețe, tot timpul. Hai să zicem că e traficul în București, dar oamenii nu mă mai interesează, e treaba lor dacă sunt triști. Chiar nu pot să se bucure de cât mai au, pentru că nu știi cât mai e. Ei, nu cred că pe la 30, 40, 50 te gândeam la așa. Asta, nu te exact, așa, da. Ai impresia că cum ți-ar se poate întâmpla nimic? Nimic niciodată și ai în timp în față tot timpul. Și dintr-o dată se produce declicul ăla. Nu cred că dintr-o dată. Te uiți în jurul tău și încep să dispară oameni mult mai tineri decât tine. Și stai și te gândești, dar de ce? E nedreaptă viața? Nu, așa e. Asta e. Așa stau lucrurile. Nu poți să schimbi nimic. Nu poți să schimbi decât starea ta de spirit în raport cu tot ceea ce ți se întâmplă. Nu poți să schimbi pe alții, nu poți să schimbi destinul. Și ești un alt om.
Toată lumea îmi zice așa. Da, pe cont, adică, ai, în primul rând, vii așa cu un super vibe și o super energie. Cătălin, vreau să spun că mă sună tonus. Colegi, nu fac nici cel mai mic efort, mă sună colegi, mă sună prieteni și mă sună cunoștințe doar ca să vorbim, pentru că... Să se încarcă. Așa, da, da. Foarte frumos, a dat și o mare petrecere la de 3 ori 20 de ani. A fost nebunie. Dacă am închiriat o fabrică de bere. Bă, băiatule, deci știu am că închiriat-o. Trebuie să stăm un pic de vorbă mai mult cu doamna Mihaela. Sunteți cam, Că, deci, lucrurile se întâmplă, să știi. Ziua de naștere, închiriez o fabrică de bere. Ăsta e primul pas, apoi? 310 persoane. Alese preț prânceană. Din toată lumea și nu toți. Nu toți, pentru că nu mai încăpeau în fabrică. Deci, așa, apoi locul 3, lucrul 3 ca să fie... A ținut de seara de la ora 7 până a doua zi pe la 9:10. Perfect. De seara de la 19. De la 7 seara până a doua zi la 9:10? Da. Ok. Am perfect. Dormit un pic, am luat prânzul și pe urmă am continuat la mine acasă. Bere s-a băut? S-a băut de tot. Păi cum, de la fabrica artizanală? Vai, deci este belea. Iartă-mă întrebarea, câte butoaie de bere s-au băut? Cine mai ține cont? Păi, nene. Nu stau să mă gândesc. Îmi place, Mihaela, din ce în ce mai mult de tine. Totdeauna a fost așa, dar n-am abordat decât anumite subiecte legate de sănătate, de fibroame, de genunchi. Dar există și altceva în afară de asta. Există o viață, o viață frumoasă pe care n-ai cum să nu o trăiești. În acest moment, probabil că se uită mult și zic, uite și pe asta, că... Nu cred. Uite, eu și telefonul treaba... telespectatorului. Dar e treaba lor. Să văd lor, exact ce zic telespectatorii. Vă place noua Mihaela Tatu sau nu vă place noua Mihaela Tatu care locuiește în Oradea? Da. În Oradea. Da, însă călătoresc și foarte mult. Și miroase super. Dacă ar fi inventat televizorul cu mirosul să se ducă, ciucă, e un miros de ăsta. Sunt femeie. O femeie. Fii atent. Primul mesaj. Citește tu sau citesc eu? Hai să vedem. O femeie superbă, talentată, cu o poftă de viață și o gândire pozitivă. Felicitări, Mihaela, ești cu adevărat de 3 ori femeie. Mulțumesc. Deci primul mesaj pe care l-am citit, ai văzut? Da, vă iubesc mult. Uite, și eu o plac foarte mult pe Mihaela. Ia stai un pic și vrea să ne dea și o piesă. Bună ziua, doamna Tatu. A participat acum 3 ani la întâlnire cu elevii Colegiului Economic din Ploiești. A doua zi într-o sâmbătă. Mai avea anunțat o întâlnire la alt Ploiești, în altă parte. Mamă, deci nebunie multă. Uite, lumea te felicită și te salută. O super doamnă. Uite, super doamnă. În general, mă țin de cuvânt. Cred că e foarte important când deschizi gura și scoți cuvântul care trece plină printr-o minte. Plină de energie pozitivă. Cred că ar trebui să știi ce spui. Când spui și dacă ai spus, să faci ceea ce ai spus. Cum și e atunci... când o doamnă îți dă mesaj și spune că ești adorabilă? Mai sunt și, dar... N-am primit și, am primit o prietenă doar foarte dragă și îmi spune, mă, Miha, ce faci tu? Pentru că sunt oameni care te plac fără să te cunoască și sunt alții care chiar dacă te-au cunoscut nu te plac. Însă din timp în timp mai apăsăm niște butoane ale unor oameni care au și ei... nefericirile lor și nu prea înțeleg pe cei care reușesc să treacă. Da. Că toți le avem. Asta vreau uite să zic. Uite, foarte frumoasă și de fiecare dată când apare este minunată. Felicitări, toată lumea, ce mai? Deci concluzia 99,9% mergeți mai departe cu 100 de da de la mesajele telespectatorilor. Frumoasă, minunată, vai bună, extraordinară. Da. Unde urmează să pleci, să călătorești? Simt că se mai întâmplă ceva. Normal că se întâmplă. Înainte de orice, rămân în București, pentru că am oarece treabă. După care, uite, să-ți dau un exemplu. Foarte simplu. Ia-te în programul. Nu mai să spun. Între 21 noiembrie și 28 noiembrie vine fiica mea la mine. Deci nu există, da, în Oradea. Nu există pentru nimeni. Merge și puțin pe la Satu Mare, dar rămânem la Oradea. Nu există. După care, 2 decembrie, concertul de Crăciun la Biserica Ursulinelor în Sibiu. 4 decembrie, în Timișoara, la Partoș, la o biserică, concert de Crăciun. Le prezint. 7 voi fi la Cluj, 9 voi fi la Iași-Botoșan, 16 la Piatra Neamț, după care vin la o petrecere mare, mare aici în București, care e organizată cu și pentru foștii proteviști în 16 decembrie. Deci asta se întâmplă din 2 până în 16. Cu stai un pic, petrecere pentru foștii și actualii? Nu știu dacă și pentru actualii, dar foștii știu sigur. Eu am în sfârșit. Bă, băiatule. În alți ani n-am putut să particip. Ba genunchi, ba colecist, ba nu știu ce. Dar anul ăsta parcă m-aș duce, că mi-e dor. Mi-e bă, dor. Ești minunat, ești foarte bun. Da, mi-e dor. Să știi că te așteptăm cu cea mai mare plăcere oricând să vii la noi. Și când mai faci o petrecere de aia din fabrica de bere, să ne zici nouă din timp că
Am venit și noi. Cătălin, te anunț. Te rog, important este să vii în calitate de Cătălin Măruță, nu de realizatorul de emisiuni. Nu, tu stai liniștită. Pentru că spre dimineață pe la 3. Lăsăm telefoanele deoparte tot. Da, tot. Perfect. Spre dimineață pe la ora 3, iartă-mă că spun, a apărut și Mihai Morar. Nu cred. Până așa, am stat cu el, am stat până la 8-9. El a făcut cafeaua, sper, de dimineață. N-a făcut nimic, ce să mai fac. Că e și cu cafeaua. Perfect, da. Oameni buni, ea este Mihaela Tatu, o femeie extraordinară. Și puteți să o căutați pe Instagram, pe Facebook și... Îmi dai voie să-ți mai spun, ceva. Există o campanie la care particip, pentru că tot vorbim despre seniori și despre 60, care se numește RestartX. Intrați și voi pe RestartX Senior și vedeți ce se întâmplă acolo. Și mai ales vedeți ce se întâmplă din 1-2 decembrie acolo. Pentru că va fi un eveniment cu o platformă, program în care să vă înscrieți, care se numește Incubator pentru Excelență, îl știi pe Alexandru Ilie, în care niște seniori se vor înscrie și vor putea să împărtășească din experiența lor de viață, ca să nu mai stea acasă între patru pereți și să vă icărească, că pe mine nu mă caută nimeni, că eu nu mai sunt bun de nimic, că pensionare înseamnă inactivitate. Pensie este un simplu cuvânt pe care îl iei și îl tratezi exact așa cum poți. Corect. Da, pensie... Ai timp să faci alte lucruri pentru cei din jur. Gata, perfect. Am tăcut. Nu e perfect. Eu îți mulțumesc și abia aștept să ne mai vedem.